Salutare, dragilor, încă o dată! Bine ați venit la spectacolul nostru din această frumoasă dimineață de iunie. Bine ați venit aici, în camera noastră de Zoom. Mulțumim frumos că ați rămas alături de noi și în această perioadă excepțională. Va fi un spectacol excepțional pentru că, într-adevăr, condițiile sunt puțin diferite decât cele de la teatru, dar veți vedea că lucrul în camera de Zoom ne-a ascuțit și altfel de simțuri de actor. Am învățat să lucrăm mai bine cu camera, să ne raportăm la cameră, la ce înseamnă un microfon în fața camerei, la a umple această căsuță care a devenit scena noastră, de a înțelege cum să ne raportăm la ceea ce ne înconjoară într-o căsuță atât de mică, într-un spațiu atât de mic, într-un close-up, cum s-ar spune la film. Și pe lângă chestiile astea tehnice pe care le-am deprins în această perioadă, bineînțeles că ne-a făcut foarte bine să ne vedem o dată pe săptămână, să fim împreună și să simțim că aparținem unei comunități, că facem ceva creativ. Spectacolul pe care o să-l vedem astăzi se numește Caragiale este de vină, Caragiale e de vină. Este un spectacol după cartea cu același titlu a lui Matei Vișniec și o să mai avem și câteva scene de poezie despre copilărie, cum îmi place mie să spun. Sunt niște poezii foarte haioase și foarte bune pentru teatru, din acolo unde nu mai e trotuar, de Shel Silverstone, pentru că am avut așa, pe aici, pe acolo, o mică diferență de vârstă între copii, am considerat că anumite scene se potrivesc mai bine anumitor copii. Toată lumea o să fie pusă în evidență, toată lumea și-a făcut treaba, toată lumea este talentată și-a muncit, normal. Spectacolul este un spectacol lectură pentru că am vrut să rămânem în formula aceasta, deși copiii o să vedeți că au învățat deja textele. Iată, și asta este o modalitate bună de a învăța cum să reținem un text și să-l înțelegem mai bine, un text de teatru, bineînțeles. Am zis că dacă tot facem spectacolul acesta în online, să încercăm să păstrăm un pic raportul ăsta, pentru că nu este un spectacol în scenă, un spectacol la teatru. Am zis că e puțin mai corect așa, pentru că știu că și copiii au avut foarte multe teme în perioada asta în școala online și am zis că ar fi mai bine să nu-i încărcăm cu învățarea textelor. Și că ar fi puțin mai sincer față de ceea ce se întâmplă astăzi. Am să vă rog la sfârșit, când anunț eu că s-a terminat spectacolul, să deschidem microfoanele ca să putem să-i felicităm pe cei mici. Începem spectacolul cu scena când unii în... Să-ți spun una. Spune. Știi că azi e ziua mondială fără pantaloni? Ah. Incredibil. Ce așa incredibil? Să ce? E metroul fără pantaloni. Nu. E bine să te nu-mi iau. Și la ce le folosește? Ca să mai spargă monotonia. Și tu ai avea curajul să ieși fără pantaloni ca să mai spargi monotonia? Eu unul cred că e bine să mai spargi în când monotonia, că prea sunt în serios. Uite și tu pe stradă. Toți oamenii parcă sunt niște zombi. Oamenii nu-și mai zâmbesc, nu se mai privesc. Fiecare e cufundat în telefonul sau mobil. Și ce? Crezi că dacă ies niște nebuni din casă și se duc la birou fără pantaloni, se rezolvă ceva?
Oricum, e o provocare. Mache, e o prostie. Nu e nicio provocare. Dacă am insistat cu limonica la baloane, fiecare om din casă cu câte un balon umflat. Nu e același lucru. Și de ce n-ar fi? Machi, una este ești în chiloți și alta este ești cu un balon umflat. Eu nu văd diferența. Dacă vrei să perturbi normalitatea, poți să ieși cu o floare în gură. Ziua mondială a florilor în gură. Poftim! Ce nu se tehniza? La ce? Ideea e să ieși în chiloți, dar cu sacul și cravată. Să iei metroul fără pantaloni, dar cu sacul și cravată. Cu o expresie serioasă pe față, să te prefaci că nimic nu s-a schimbat. Păi ce schimb dacă te prefaci că nimic nu s-a schimbat? În privirea oamenilor, se schimbă ceva în capul celor care te privesc. Ceva ce? Că eu nu cred că se va schimba ceva în bine. Spune și tu, dacă vecinii tăi n-ar avea un șoc văzându-te că ești fără pantaloni. Cam știu eu ce-ar zice ei. Păi nu. Important ar fi și să-i saluți în mod normal. Să te așezi, să te duci să-ți cumperi pâine în mod normal. Să te așezi apoi pe o terasă, să-ți bei cafeaua în mod normal. Aici e tot chichirezul. Și de ce trebuie să fie ziua asta exact pe 13 ianuarie? Ca să le închețe mai bine fundul celor care ies fără pantaloni? Nu știu, Marcus. Hai scriești că așa au vrut americani. Câte prostii mi se mai trag de la America și Halloween-ul tot de la mine. Eu totuși cred că e bine să mai scuturăm din când în când societatea, dar nu prin revoluție. Ca să se lasă cu vărsare de sânge, cu gesturi mici, cu umor. Lache, n-ai decât să încerci. Poate că am să încerc. Mai ai timp și azi, ziua nu s-a terminat. Azi nu. Dar anul viitor, poate că da. Abia aștept. Abia aștept ce? Să mă vezi în chiloți? Da. Abia aștept să cobor la eroilor în chiloți. Foarte bine. Așteptă. Am spus în special ca să mă vezi. Aștept. Eu am timp. Ba, pariu. Iar eu... Foarte bine, așteaptă. Bat pariu că n-o să ai curajul. Iar eu bat pariu că am să am curajul. Mache, tu ești un fanfaron. Tot curajul tău stă în vorbe. Dar când e să treci la acțiune, știi că te înmoi. Ei bine, mai vorbim la anul. Nicio problemă, eu am timp. Aștept. Băiete, un capucină, te rog, și un pahar cu apă. Și o cafea lungă, dar cu un strop de lapte. Ai văzut, Machi, că nu e totul pierdut? Adică? Păi n-ai văzut că era închilut? Cine? Kellnerul. Uite că nici n-am observat. Vezi, Machi, din cauza asta sunt atâtea inerții și lumea merge cum merge. Din cauza noastră, cum încearcă să rupă zidurile, să spargă certitudinile, să mute munții, dar noi nu avem ochi pentru ei. Hai să-l mai chemăm o dată. Băiete, fii amabil, adu-mi și o brioșă, te rog. Ei? Ai văzut? Formidabil! Vezi că suntem totuși un popor curajos, că nu ne lăsăm, că nu suntem chiar ultimii din clasă cum credem. Degeaba spunea Cioran că n-am intrat în istorie. Uite că avem totuși curaj să intrăm în istorie. Cum spune poetul, număr cai când vor câinii. Și nici câinii când vor stăpânii.
Mulțumim frumos, Daria, mulțumim și Tea. Nu știu dacă ați auzit, eu sper că s-a și înregistrat. Am avut o mică problemă cu microfonul, am făcut-o pe Miruna host repede că să-mi dau un restart la... Da, Briana, ca să-mi dau un restart la laptop, de-aia am fost pe mut, pentru că mi-am dat un restart la laptop, pentru că nu mă auzeam absolut deloc. Dar cred că înregistrarea a continuat și fetele cred că s-au descurcat foarte bine. Perfect, da, știu că și eu mă aud foarte bine acum. Mulțumesc! Am avut emoții! Ok, după când unii încearcă să rupă digurile, îi invităm în scenă pe Ilinca și pe Andrei, care or să ne interpreteze Jim, capitanul de pirați. Sare imediat în valuri! Că-ți dau una peste bot! Dar, capitane, Jim, eu nu pot pentru că eu nu știu să not. Atunci treci la cârmă, că vine o furtună. Dar, capitane, Jim, eu nu știu să țin timona în mână. Atunci marș sub ponte cu sclavii de galeră. Dar, capitane, Jim, vâslitul mă disperă. Atunci să te facem notar pirateresc. Dar, capitane, Jim, eu nu știu să muncesc. Fii capitan atunci, în locul meu. Jim, îți mulțumesc frumos, zice capitanul eu. Mulțumim! Mulțumim, capitane! Super! Continuăm cu o scenă din Despre tandrețe, tot de Matei Vișniec. Le invităm în scenă pe Maria și pe Briana, care ne interpretează Paul și Crol. La ce folosește un nume? La nimic. Când am născut, părinții noștri n-au dat câte un nume. Paul și Crol. Două nume bizare. Mai ales al doilea. De fapt, au vrut să ne diferențieze. Cât mai clar. Pentru că semănam perfect unul cu altul. Ne-au pus, chiar după naștere, câte o brățară de piele. Pe una scria Paul. Și pe alta, Crol. Și au crezut că noi, că nu vom fi în stare ca să le scoatem cel puțin o vreme. Dar s-au înșelat. S-au înșelat total. Noi am început să schimbăm brățele între noi încă de la vârsta de 4 ani. Ba chiar și mai repede. Ba chiar și mai repede. Ne schimbam aproape în fiecare zi. În felul ăsta, fiecare dintre noi era într-o zi Paul și într-o zi Crol. Părinții ne îmbrăcau la fel. E greu de spus de ce părinții care au gemeni îmbracă la fel. Din prostie. Probabil. Avem haine la fel, dar pe fiecare vestment, mama cosa o mică etichetă interioară. Cu numele noastre. Paul și Crol. Ba chiar și pe pijamale. Paul și Crol. Apoi, pe caietele de școală. Paul și Crol. Când am împlinit vârsta de 7 ani, ne-am gândit să le facem o farsă părinților noștri. N-am scos brățările și n-am dus zero. Ne-am pus unul pe altul. Mama a înțeles brusc că nu mai avea nici un reper pentru a ști cine-i Paul și cine-i Crol. Și a rușinat. Tata a râs. Și a spus, așa care va să zică. Și ne-a tăiat la fiecare câte o felie din tortul de aniversare. Când mama s-a trezit de lege și ne-a întrebat, ce facem acum? Și tata a spus, parcă mai are importanță. Și mama a spus, păi cum să n-aibă, ești nebun? Și tata i-a spus, dacă așa vor ei. O lungă perioadă când nici noi n-am mai știut cine-i Paul și cine-i Crol. Am desfăcut etichetele de pe toate hăinuțele.
de pe toate haietele de școală. Am crescut, ne-am făcut prieteni și am mers în vacanțe, am făcut sport. Până la urmă, toată lumea s-a obișnuit cu noi. Nimeni nu ne striga doar pe un singur nume. Nimeni nu spunea, Paul, vine să-ți dau ceva. Tot spuneau, Paul și Crol, veniți să vă dau ceva. Sau Paul și Crol, nu uita să fiți la ora 9 în cutare loc. Am fost dat și la televizor. Am câștigat concursul de gemeni identici, 100%. Când am împlinit 16 ani, ne-am mutat într-o casă mai mare și am avut camere separate. Doar că pe fiecare veșmânt mama... Doar că tata a scris pe ambele uși, Paul și Crol. Cea ne-a auzat foarte tare. De altfel, uneori schimbam camerele între noi. Chiar și acum, când am împlinit 19 ani, ne-am dat seama că putem păcăli pe toată lumea. Greu de spus cum se numește locul. Deci nu ne întreba cine e Paul și cine e Crol. Cine o fi Paul, cine o fi Crol, nu știm, este mai puțin important, tocmai pentru că gemenii sunt identici, dar în interiorul lor foarte, foarte diferiți. Mulțumim frumos, în continuare îl invităm pe Andrei, care o să ne spună o poezie despre copilărie, pierde tot. Într-o bună zi, dacă nu mi-ar fi de umer bine prins. Dar cred că azi s-a desprins, s-a dus de-a dură. S-a desprins, pe când mă jucam cu vărul. A căzut, s-a dus de-a dură, așa cu ea de unde nu. Să-l caut, nu mai pot. A fugit cu ochi cu tot. Însă strig nu pot de fel. Avea și gură rea. Și chiar dacă mi-a răspunde, nu-l aud. Ure, de unde? M-aș gândi la capul meu, fără creier, însă e greu, că și creierul se știe tot în cap, stă cu chirie. Am suma în ședințe pe Pietro Iostache. Poate mă găsește el. Unde o fi, măi, capul tău, Pietroiule? Unde o fi, Andrei, Pietroiul? Ăla e Pietroiul, aha, așează-te pe el, poate te găsește el. Mulțumim, Andrei, pentru pierde tot! Și în continuare o să le invităm pe Miruna și Ilinca direct de pe malul Mlaștinii sau lacului sau cine știe de unde ori transmite, cu o scenă din Caragiale e de vină. Scena se numește În vecii vecilor nu. Lachie, încep să mă cam plictisesc. Nu vorbi că speri pești. Care pești? Nu vezi că stăm aici de două ore și nu trage nimic? Păi de-aia nu trage, că vorbești într-una. Hai că n-am vorbit chiar într-una. E suficient să vorbești din când în când. Tu nu-ți dai seama,
dar vocea ta de bariton reverberează până la adâncul lacului. Ei, na. Pe bune. Lache, tu vrei să mă flatezi? Adică vocea mea e mai puternică decât a ta? A mea reverberează și sperie pești, dar a ta nu. Nu, eu am voce de tenor. Și vocile de tenor nu sperie pești? E demonstrat științific? Exact. Și de ce atunci n-ai prins niciunul? Te-ai lăudat că e plin de pești. Unde n-ai pas pești? Mache, pescuitul este o disciplină interioară. Și ce trebuie să fac eu, în interiorul meu, ca să prind până la urmă ceva? Măcar unul. Să fii pozitiv, să te concentrezi, să intri în ritm cu natura. Uite că sunt pozitiv. Când mă concentrez, că am intrat în ritm cu natura și tot nu trage nimic. Mache, la pescuit e ca la table. Trebuie să crezi în zar. Concentrează-te și spuneți că, uite, chiar atunci o să tragă. E ca atunci când ai nevoie de un 6-5 și îți pui în minte 6-5. Și chiar dai 6-5. 6-5. 6-5. Lache, hai să ne dăm bătut și să ne întoarcem înainte să te lase canicula. Mache, du-te singur. Eu nu mă dau niciodată bătut. Vezi că ne-am înstrăinat de natură. Că nu mai știm să ascultăm respirația. Încearcă să te impregnezi puțin de toată frumusețea asta. Încearcă să te... scopul nu este să prindem. Că nu pescuim ca să prindem efectiv pește. Suntem aici ca să devenim zen. Eu eram zen și acasă. Așa crezi tu? Dar, de fapt, am devenit cu toții niște mutanți. Adică? Nu mai știm să avem răbdare. Nu mai știm să așteptăm sezonul fructelor. Vrem să mâncăm cireșe iarna. Să ne agităm continuu. Nu mai vrem să avem timp morți. Ori, e foarte important să mai ai și timp morți. Să meditezi. Poate să punem totuși niște reme adevărate, că astea din plastic. Da, sunt de acord. Asta este o idee bună. Uite, ia lupățica și caută niște râme adevărate. Nu vrei să le cauți tu? Că poate ai mai mult noroc la râme. Mache, a fost ideea ta. Du-te și caută râme. Uite, sapă acolo, la mal. Unde e umed. Ia porcănașul ăsta și pune o provizie. Nu. Eu caut pentru mine și tu cauți pentru tine. Mache, nu fi egoist. Poate că ar trebui să ne scriu mai de dimineață. Uite că nici lume nu găsesc. Poate că ar fi trebuit să sapi mai adânc. A fost secetă. Lumele s-au retras și ele mai la fund. Bingo! Ai găsit? Cu gândaj nu merge? Nu, știu că atrage la pește. Poftim, Lache. Ai o rumă de la mine, dar să știi că îmi rămâi dator. Îți voi fi veșnic recunoscător, dragule. Și acum chiar să ne concentrăm și să facem pauză vocală. Ce e? Trebuie să facem totuși o bere. Nu, Mache, am promis că le desfacem numai după ce prindem primul pește. E, asta a fost ideea ta. Tu ai promis, eu n-am promis nimic. Mache, doar nu ai să bei fără mine. Trage, Dumnezeule, trage! Ți-am spus că ne trebuiau râme adevărate. Natura nu mai poate fi păcălită în ziua de azi. Bravo, Mache! Nu te panica, vezi, nu brusca, trage încet, cu gnădejde, dă mie. Nu, lasă-mă singur, ăsta e meu, nu mă lăpar cu nimeni, incredibil! Ce? Rezistă!
Cum așa? Vezi, muscutura lucrează lin. Lucrează? Pare enorm! Bravo, campionule, bravo! Vezi ce emoții ne face de natura? Uite cum te-ai înroșit! Stai să-ți fac o poză! Uite-te la mine! Mă uit la Lache, numai că mă trage el pe mine! Mache, nu te lăsa! Vezi că ai prins firul la max, ai întins firul la maximum! Păi ajută-mă și tu, că-l pierd! Ușor, ușor, hai! Lache, ce-i asta? Păi, nu știu, Mache, tu l-ai pescuit! Dumnezeule, e o broască gigantică! Nu poate fi broască, nu vezi că are țepi? Nu e nici aici. Nu vezi că are 4 ochi? În orice caz, nu pune mâna pe el. Nu pun, dar ce facem acum? Uite ce limbă are. Cum scăcă limbă din el? Machie, e un animal ca practica ăsta. Eu n-am mai văzut. Să știi că e mutant. Mai nebuni cu mutanții ăștia. Spune cum scăcă limbă. În orice caz, pește nu e, că nu are solzi. Uite ce m-ai băgat. Nu eram eu mai liniștit acasă? Ai ținut să venim aici ca să-i strage monștri din fundul mlaștinii. Nu e mlaștină, e lac. Da, numai că broscoiul ăsta are cios, e plin de noroi. Uite cum a început să vomită noroi. Lache, taie firul și plecăm. Lache, arătarea se ține după noi. Ne face semn cu trompa. Alergă, alergă. Nu te uita înapoi. S-a ridicat în cele 6 labe. Parcă e crab. Mache, am uitat berile în apă. Ce facem? Ne întoarcem? În vecii vecilor, nu! Ok, mulțumim Miruna, mulțumim Ilinca. Vreau să deocamdată să nu deschidem încă microfoanele, pentru că dacă mai rezistați încă 5 minuțele alături de noi, vă rog din suflet, vreau să mă asigur că prima scenă s-a înregistrat corect, ca să o avem pentru toată lumea. Mi-e teamă că din cauza dificultăților tehnice care au ținut de conexiunea mea la internet, scena să se fi înregistrat prost, plus că aveam câteva replici ca să le ajut pe fete. Tea și Daria, dacă sunteți alături de noi acum, cu siguranță sunteți, haideți să mai facem o dată când unii încearcă să rupă digurile. Teodora, Teodora, ești cu noi? Teodora, ai microfonul închis? Teodora, ne auzi? Teodora? Acum. Ok, te rog. Haide. Ideea era să rămâi cu noi până la sfârșit, da? Hai! Spune una. Spune. Știi care zicea spune. Fără pantaloni? Incredibil. Ce e așa incredibil? Să ai avea curajul. Să ce? Ei metrol fără pantaloni. Uite-l. Nu. Uite că unii au. Și la ce le folosește? Ca să mai spargă monotonia. Și tu ai avea curajul să ieși fără pantaloni doar ca să mai spargi monotonia? Eu nu cred că e bine să mai spargi din când ai monotonia. Că prea suntem serioși. Uite-te și tu pe stradă. Toți parcă sunt niște zombi. Oamenii nu-și mai privesc. Nu-și mai zâmbesc. Fiecare e cufundat în telefonul sau mobil. Și ce? Vezi că dacă ies niște nebuni din casă și se duc la birou fără pantaloni, se rezolvă ceva? Oricum, e o provocare.
dacă e o prostie, nu e nicio provocare. Mai multă provocare ar fi dacă am institui o zi mondială a balonelor. Ca să fiecare om din casă cu câte un balon umflat. Nu e același lucru. Și de ce n-ar fi? Marche, una e să ieși cu un balon umflat și alta e să ieși în chiloți. Eu nu văd diferența. Dacă vrei să perturbi normalitatea, poți să ieși cu o floare în gură. Ziua mondială a florilor în gură. Poftim! Tu nu prescrizi miza. Miza la ce? Ideea e să ieși în chiloți, dar cu sacou și cravată. Să ieși cu expresie serioasă pe față. Să te prefaci că nimic nu s-a schimbat. Păi ce schimb dacă te prefaci că nimic nu s-a schimbat? Schimb privirea oamenilor. Se schimbă ceva în capul celor care te privesc. Ceva ce? Că eu nu cred că se va schimba ceva în bine. Marte, spune și tu dacă vecinii tăi n-ar avea un șoc văzându-te în chiloți. Cam nu știu eu ce ar zice ei. Păi nu. Important ar fi să-i se arăți în mod normal. Să vorbești cu ei în mod normal. Să te duci apoi să-ți cumperi pâine în mod normal. Aici e tot chichirezul. Și de ce trebuie să fie ziua asta exact pe 13 ianuarie? Ca să le înghețe mai bine fundul celor care ies fără pantaloni? Nu știu, Marche. Aici cred că așa au vrut americane. Câte prostini se mai trag de la americani. Și Halloween-ul tot de la ei vine. Eu totuși cred că societatea trebuie scuturată din când în când, dar nu prin revoluții, ca să se lasă cu vărsare de sânge. Puteți dormiți cu umor. Lache, n-ai decât să încerci. Poate că am să încerci. Mai ai timp și azi, nu, nu s-a terminat. Azi nu. Dar nu uită, poate că da. Abia aștept. Abia aștept ce? Să mă vezi în chiloți? Da, abia aștept să cobor în stație la eroilor în chiloți. Foarte bine. Așteaptă. Am să te chem special dacă mă vezi. Bat pariu că nu o să ai curajul. Iar eu bat pariu că am să am curajul. Lache, tu ești un fanfaron. Tot curajul tău să vorbe, dar când ești să treci la acțiune, știi cât te înmoli. Foarte bine. Ei bine, mai vorbim la anul. Nicio problemă. Eu am timp. Aștept. Băiete! Un cappuccino, te rog. Și un pahar cu apă. Și pentru mine, o cafea lungă, dar cu un strop de lapte. S-a făcut! Ai văzut? Ai văzut, Marche, că nu e totul pierdut? Adică? Păi n-ai văzut că era în chiloți? Cine? Fielnerul. Păi, zău, uite că nici n-am observat. Vezi, Marche, din cauza asta sunt toate tăi inerții și lumea merge cum merge. Că unii încearcă să rupă digurile, să spargă certitudinile, să miște mulți, dar noi nu avem ochi pentru ei. Hai să-l mai chemăm o dată. Băiete, fii amabil, adu-mi și o brioșă, te rog. Da, domnul. Ei, ai văzut? Formidabil. Sper că suntem totuși un popor curajos, că nu ne lăsăm, că nu suntem chiar ultimii din clasă cum cred unii. Degeaba spunea Cioran când am intrat în istorie. Noi deja avem totuși curajul să intrăm în istorie. Cum spune poetul, număr cai când vor câinii. Și nici câinii când vor stăpâni. Și nici câinii când vor stăpâni. Mulțumesc, fetelor! Mulțumesc că și voi că ați înțeles. Să știți că de obicei nu am avut probleme din acestea de conexiune, dar ar fi fost păcat să nu le-am și pe fete înregistrate. Probabil s-au înregistrat și la început, dar mai bine să avem un backup. Este momentul să deschidem microfoanele și camerele, să-i aplaudăm pe
actorii noștri din Gasca din Bravo! Tom, haideți să-i aplaudăm! Bravo, Măriuca! Bravo, Maria! Maria! Bravo, Maria! Felicitări! Bravo! 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 Ce emoție ați avut! Bravo! Situație cruzate, dar nu vorba lui Vișniec, nu mor caii când vor câinii și nici câinii când vor stăpânii. Cum a fost, fetelor? Cum a fost Andrei? Hai să-l lăsăm pe Andrei, că este singur între fete, dar a rezistat cu brio. Cum a fost, dragule? Cum te-ai simțit? Bine. 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 Ești un băiețel foarte curajos și foarte talentat. Mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Eu cred că te-ai descurcat foarte bine și că te-au prins foarte bine momentele pe care le-a ales Anca pentru tine. Băi, cum a fost, Briana? Cum te-ai simțit, Briana? Bine. Bine, la cursul din online sau în general la curs, la spectacol astăzi, cum te-ai simțit? Ai avut emoții? Da. Da? Tea, cum a fost? Foarte frumos, a fost o experiență plăcută. Emoționant, exact. Emoționant! Cum a fost, măi, unicornule? Bine! Bine! Bine, ce emoții ai avut! Mă bucur că ai fost foarte, foarte entuziasmată. Ilinca, cum a fost? A fost foarte frumos. Să-mi dezvolt pasiunea. Am aici o știrbă lângă mine. Am crezut că o aduci și pe Cookie. E în cameră, dacă vrei să o arăt. Cameră. Așa sunt primul din scăzut. Da, vă felicitări! Felicitări! Am primit 50 de lei de la zona Măseluță. 50 de lei, asta zic, mâna măseluța, cardul la ea. Miruna, cum te-ai simțit? Bine. Okay. Bine. Daria, cum a fost? Foarte bine. Foarte bine și ne bucurăm că ai rămas și tu alături de noi, draga noastră. Mulțumim încă o dată, părinți, că ați fost alături de ei și ați ajutat și ați făcut și provocările. Mulțumim că ați înțeles că au nevoie de grup, că au nevoie de joacă, că au nevoie să primească această fereastră deschisă, chiar dacă ea este doar de Windows. Ne vedem dacă aveți chef la atelierele din vară, de la Iulie. Maria e în continuare foarte emoționată și nu uitați, dacă aveți chef și timp, să ne înregistrați un filmule, să ne spuneți cum e la cursurile de la teatru cu Anca. Mulțumesc încă o dată, dragilor, haideți să mai aplaudăm! Bravo! Bravo! Bravo, Maria! Bravo! Bravo, toată lumea! O să punem filmulețul, înregistrarea pe un link pe YouTube, puteți să-l dați jos și de acolo, să vă rămână amintire. Au fost condiții excepționale, a fost un spectacol excepțional. Vă mulțumesc din suflet și sperăm să ne vedem cu bine din toamnă. Anca, hai cu arată pe Cookie. Bravo, 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 bravo. Hai cu arată și pe Cookie. Bravo. Bravo. Mulțumim frumoșilor, mulțumim. Așa, faceți poze. Mulțumesc frumos. Ne vedem la vară sau din toamnă și ne mai auzim pe grupul de WhatsApp. La revedere, vacanță! La revedere! La revedere! La revedere!